Cod portocaliu de infectări cu noul coronavirus a fost instituit în capitală, iar în raioanele Ialoveni și Anini Noi, Cot Galben. Ministerul Sănătății afirmă că țara noastră a intrat într-un nou val de COVID-19. Deocamdată avem cod verde pe țară. Verde este și pentru raionul Soroca. Totuși, medicii bat alarma și spun că avem câte două, trei infectări zilnice în raion. Cu aproximativ o lună în urmă, cam timp de o săptămână, 10 zile, nu se înregistra niciun caz. Așa, un caz într-o săptămână poate era. Acum, zilnic, 1, 2, 3 cazuri. Se înregistrează, pacienții îmi rog că nu se tratează, dar strimet la bals. Să ne așteptăm la un nou val? Nu știu cât de serios o să fie valul, dar în orice caz, numărul de pacienți crește. Crește și crește destul de vertiginos. Medicul susține că pacienții imunizați, chiar și dacă se infectează, fac o formă ușoară. Mai rău este cu populația nevaccinată. Pacienții care au fost vaccinați, chiar dacă se infectează, fac forme ușoare o zi, două, au temperatură, eu știu, 37 37,5, și pe urmă, chiar dacă faci o pneumonie, faci o pneumonie ușoară, care ușor se tratează. Pentru a ne proteja de virus, specialiștii vin cu recomandări. În locurile aglomerate de purtat mască, dezinfectat mâinile, e păstrat distanța socială și sigur că vaccinarea e primul loc. În zilele următoare, comisiile urmează să se întrunească pentru a decide ce recomandări vor fi oferite populației.